populară s-a întrunit și zică trebuie să se răsturim 100 de apariții de apariții ale juzătorului. Acum problema este că când spunem 100, nimeni nu mai ascultă nimic, priva de număr de aroște aș face centenari. Și chiar unul a și scris centenarul roșta, aș spune, să zoli. Cum? Da. Și cam cât mai e zoli centenarul biologic? Păi mai am. Mai am. Dar eu cred că o să facem numere mult mai multe decât am eu. Mai am 27 de ani. Bun. Deci, oricât de puțin am lucrat, tot o să fie câteva mii. Deci, una peste alta vreau să spun că tot mă gândeam ce să facem cu acest eveniment, fiindcă ne-am săturat de mese rotunde savante, de congrese și mai, de conferințe, chiar și de lansări, fiindcă tot timpul lansăm. Și atunci am zis, hai să facem ceva. La început m-am gândit să facem un carnaval. Nu? Adică oamenii să se ghideze, deghizeze nu știu ce. Și mă gândeam ce ar fi, fiindcă totuși, eu nu să se deghizeze Ioanis. Nu? Pentru că are înălțimea. Dar nu știu cum ar ascunde. Eu mă gândeam să mă fac dăncilă. Nu? E bine. Dar nu-i Vasilica? Eu vulcănesc cu cazul. Cum? Eu vulcănesc cu cazul, da. Păi credeam când ne alegem persoanele. Da. Mă gândeam că totuși cere foarte mult efort să avem, mergem la teatru să împrumutăm niște țoale de acolo, nu merge. Atunci am zis, chiar fi să facem ceva spectacol. Spectacol, adică fiecare să producă altceva decât ceea ce face. Sau o mulțime de oameni au niște manii, niște hobby-uri secrete pe care nu le faci. Și ar fi fost, după mine, o chestie interesantă. Trebuie să faci. Bun. Pe urmă, mă gândeam să facem, dacă suntem sociologi, să facem o anchetă. Anchetă, așa, între noi. De exemplu, să vedem, să punem oamenii într-o dificultate. Ce legătură este între istorie și patinajul artistic? Mă gândeam la... Nu știu că... Cum? Da, da. Deci, una peste alta, eu cred că multe formule ar fi, dar pentru mine cel mai important este că adunat, anunț cu mândrie patriotică că suntem sănătoși, numărul apare zilele astea, 100, nu vrem să schimbăm nimic,
pentru noi continuitatea este suficientă pentru a fi foarte să facem propria noastră vocație. Cam atât am să spun, dau microfonul lui